Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZEFE, deschiderea de astăzi, 21 mai 2021. Astăzi discutăm cu Daniel Jinga, Senior Manager People Services al KPMG România. Domnule Jinga, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, întrucât astăzi încercăm să ne uităm către declararea veniturilor la bursă, pentru că am văzut foarte mulți investitori noi în piața de capital în ultima perioadă. Și de aceea am zis să ne auzim pentru a face un ghid, un tutorial, dacă vreți, al completării declarației unice, pentru că deadline-ul este pe 25 mai, așadar mai sunt câteva zile. Și în primul rând, domnule Jinga, aș vrea să vă întreb cine depune această declarație unică, cu mențiunea că ceea ce vom discuta noi se aplică doar pentru investitorii pe piața de capital, adică doar cei care obțin câștiguri prin bursă. Da, așa cum ați menționat, într-adevăr mai avem câteva zile până la termenul de depunere a declarației unice. În general, declarația unică trebuie depusă de toate persoanele fizice, da, care obțin venituri altele decât veniturile salariale. Sunt o serie de venituri din activități independente, chirii și din investiții, pentru că ăsta este subiectul de astăzi. Iar declarația unică trebuie depusă de persoane fizice rezidente cu rezidența fiscală în România sau, în anumite situații, și persoane fizice nerezidente fiscal. Și, de exemplu, pentru un investitor la bursă care a avut, să zicem, profit din dividende de 1000 de lei anul trecut, trebuie să depună și el declarația unică? Dacă vorbim de dividende plătite de o societate, o companie din România, impozitul ar fi trebuit reținut la sursă, da? Și ar trebui să vedem doar dacă, din punct de vedere al contribuțiilor sociale, din punct de vedere al contribuției de asigurări sociale de sănătate, există obligația de a depune declarația unică. De ce spun că ar trebui să vedem dacă există această obligație? Deoarece, din punct de vedere al contribuțiilor sociale, poate exista o obligație de a depune declarația unică cu scopul de determinare a contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă veniturile din dividende, în cazul nostru, în cazul menționat, depășesc plafonul de 12 salarii minime la nivel național, la nivelul salariu minim la nivelul 2020. Ceea ce înseamnă 12 salarii ori 2230 de lei, 26.760 de lei plafonul pentru 2020. Pentru că ați menționat că valoarea dividendelor e de aproximativ 1000 de lei, nu există obligația de a plăti CASS, da, contribuția de asigurări sociale de sănătate, asupra acestor venituri din dividende. Concluzie, nu trebuie să depunem declarația unică. Deci doar ce este peste acest plafon de 26.000 de lei. Da, pentru 2020, doar ce este peste 26.760 trebuie să declarăm în scopul contribuției de asigurări sociale de sănătate. Iar pentru impozit, așa cum menționăm, în ideea în care vorbim de dividende primite de la o societate din România, impozitul e reținut la sursă. Pentru că vom parcurge și pașii necesarii completării acestei declarații, inclusiv ultima parte de depunere și de plată, dar aș mai avea o întrebare până acolo. Ce riscă cel care nu depune această declarație până pe 25 și care ar fi trebuit să o depună, așadar a avut câștiguri peste acest plafon menționat de noastră? În primul rând vorbim de riscul unei amenzi pentru nedepunere sau pentru depunere cu întârziere în situația în care declarația e depusă după termenul de 25 mai, iar amenda e undeva între 50 și 500 de lei. Dacă e plătită în termen de 15 zile, se datorează jumătate din amenda impusă de autorități. În practică, vedem că de obicei autoritățile emit amenda minimă, 50 de lei. Dar asta ar fi din punct de vedere al amenzii. Bineînțeles, pe lângă amendă, mai există și riscul de plata unor dobânzi și penalități de întârziere. Pentru că, mergând pe ideea că există un câștig care ar fi trebuit declarat, un câștig asupra căruia ar fi trebuit calculat un impozit, pentru că nu a fost declarat și automat nu a fost plătit impozitul,
Există și riscul de aplicarea unor dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere în cuantum total de 0,03% pe zi de întârziere, calculat la suma impozitului datorat. Plus că, de exemplu, anul acesta n-am mai observat acele reduceri pentru o anumită perioadă, dacă depunea investitorul până la 10 martie, 30 martie, avea 50% de reducere, așadar practic nu s-au mai ocupat atât de atent investitorii și probabil foarte mulți au lăsat și pe ultima sută de metri. Așadar, cum spuneam, și o parte interactivă a discuției noastre, în primul și în primul rând trebuie să avem un cont la ANAV, nu? Ideal ar fi, da, să avem un cont deschis la ANAV, dar nu e obligatoriu. De ce spun că nu e obligatoriu? Deoarece prin intermediul contului deschis la ANAV, spațiul privat virtual, avem posibilitatea de a depune declarația online, da? Dar în același timp, în situația în care nu avem un astfel de cont, încă avem posibilitatea de a depune declarația pe hârtie, în format fizic, fie direct la registratură, la ghișeul ANAF, fie prin transmiterea prin poștă sau curier cu confirmare de primire. Și mă gândesc acum că cei de la ANAF au venit și cu o idee foarte bună, aș putea spune, acest PDF în format editabil al declarației unice. Într-adevăr, ajută, într-o oarecare măsură ajută, dar cred că încă mai e suficient spațiu pentru îmbunătățirea formatului, dar e un pas important înainte, într-adevăr, pentru că sunt o serie de câmpuri care sunt precompletate, calculate direct. Mai mult decât atât, în momentul de față, ANAF a emis și un comunicat prin conform căruia contribuabilii pot accesa contul SPV, spațiu privat virtual, în cazul în care l-au deja deschis și își pot descărca declarația precompletată cu datele care sunt deja disponibile celor de la ANAF. Și cumva vedem o evoluție și în colaborarea cu autoritățile și o evoluție pe partea asta de digitalizare. Eu acum am un PDF în față pe laptop, anexa numărul 1, numărul 212. Primul fragment, aș putea să-i spun, datele de identificare a contribuabilului, aici fiecare investitor trebuie să-și treacă datele de identificare din buletin, nu? Corect. Ulterior urmează câteva subsecțiuni. Noi aici, ca și investitori, trebuie să bifăm, mă gândesc, prima, nu? Date privind impozitul pe venituri realizate din România, impuse în sistem real. În general, da, dacă vorbim de tranzacționări pe bursa din România și vorbim de acțiuni deținute la companii din România, poate emise de societăți din România, sau vorbim de tranzacționări printr-un intermediar rezident român, da, ar trebui să bifăm această secțiune date privind impozitul pe veniturile realizate din România. 1.1, despre această subsecțiune este vorba. A doua ar veni venituri realizate din străinătate. Aici nu intrăm momentan pentru că discutăm, așa cum am menționat și la începutul emisiunii, doar pentru bursa românească. Subsecțiunea 3, date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS. Aici ce bifăm? Aici, dacă vorbim de veniturile din investiții, trebuie să ne raportăm la acel plafon de care menționam mai devreme. Și ne facem un calcul dacă veniturile din investiții pe care le-am obținut anul trecut, în 2020, au depășit plafonul de 26.760, înseamnă că datorăm contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, în cotă de 10% aplicat acestui plafon de 26.760. Și atunci, vă rog. Da, și atunci ar trebui să bifăm această secțiune, subsecțiunea 1.3.2, date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, dar atenție, bifăm doar dacă în 2020 nu am estimat deja, prin depunerea de declarației aferente anului 2019, că nu am estimat deja că veniturile din investiții vor depăși, da, acest plafon de 26.700.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că anul trecut, într-un moment similar poate cu momentul de acum, am avut obligația depunerii declarației de regularizare pentru 2019. Odată cu declarația de regularizare pentru 2019, a trebuit să estimăm și dacă veniturile pe care le vom obține pe parcursul anului 2020 depășesc acest plafon de 26.760. Dacă noi am estimat din start anul trecut că veniturile noastre din investiții în cazul de față depășesc acest plafon și acest lucru s-a și întâmplat, la finalul anului am observat că chiar am depășit și estimarea a fost corectă, nu mai am obligația să le declar încă o dată și în această declarație. Pentru că le-am declarat anul trecut, estimarea pe care am făcut-o a fost corectă, se consideră închis subiectul pe contribuție de asigurări sociale de sănătate. Dacă însă anul trecut nu am estimat pentru că nu știam dacă voi obține sau nu, știm foarte bine cum funcționează bursa și de multe ori e greu să estimăm care va fi nivelul câștigului. Atunci dacă nu am estimat anul trecut, venim acum cu această subsecțiune 1.3.2, bifăm și calculăm contribuția CSS 10% din plafonul de 26.760. Și pentru a vedea exact ce profit am obținut anul trecut, ca și o paranteză, putem merge la broker să extragem așa acea fișă de portofoliu, iar din câștig scădem pierderile pentru a vedea mai exact profitul net, să vedem dacă ne raportăm și dacă ne încadrăm pentru această declarație unică. Da. Trebuie, îmi cer scuze, trebuie într-adevăr, oricum intermediarul, brokerul ar trebui să ne transmită o fișă de portofoliu pentru că are această obligație de a ne transmite centralizat detalii cu privire la tranzacțiile derulate pe parcursul anului trecut, cât și câștigul, pierderea acumulată. Presupun că până la capitolul 2 nu mai avem de completat, m-am uitat rapid pe aceste date, impozit pe venitul realizat și contribuții sociale datorate prin declarație curentă, impozitul datorat, mai avem ceva de completat până la următorul capitol? Nu ar trebui să mai completăm în ideea în care nu obținem și alte tipuri de venituri din activități independente sau în ideea în care, spre exemplu, secțiunea 1.8 avem posibilitatea de a opta pentru transferul unei sume de până la 3,5% din impozitul datorat către o organizație non-profit. Atunci, dacă dorim să redirecționăm acest procent, avem posibilitatea prin intermediul declarației unice. Deci tot până pe 25 mai și în acest caz, da. În regulă. La capitolul 2, cum sunt lucrurile aici? La capitolul 2, lucrurile sunt relativ simple. În ideea în care pentru veniturile din investiții, că sunt dividende, că sunt câștiguri de capital, că sunt dobânzi, nu avem obligația de a estima venitul în scopul determinării impozitului. Da? Deci nu avem această obligație de a estima dacă din punct de vedere al impozitului pe venit, în 2021 voi depăși un plafon sau nu. Așadar, pe partea de pe secțiunea 2.1 date privind impozitul pe veniturile estimate din România, nu am nicio obligație de a bifa vreuna din secțiuni. Deci din nou cu amendamentul că ne raportăm la veniturile din investiții. Da. Până acum am avut de bifat la două capitole doar două secțiuni, secțiunea 111 prima, da, și 132 cu cea cu CSS. Mergând mai departe, date privind impozitul pe venituri realizate în România, iată deja avem un aspect mai detaliat practic al declarației unice privind activitatea desfășurată și vedem aici 10 subcapitole de bifat. Presupun că noi îl punem pe 9, cel cu privire la investiții. Așa este. Mergând mai departe, determinarea venitului net, cote forfetare de cheltuieli, sistem real, aici nu are treabă cu bursa. Nu. Ok.
date privind impozitul anual datorat. Și aici observăm și acel format editabil aici devine deja mult mai ok, pentru că putem tasta o sumă, nu, și ne calculează automat. Exact. E suficient să includem venitul net, câștigul net, pe rândul 3, iar declarația automat calculează și impozitul datorat. Iar la venitul net, câștiguri minus pierderi din fișa de portofoliu. Da. Și, Dar domnule, vă rog. vă rog. Domnule Jinga, aici vreau să vă întreb, pentru că sunt investitori care se uită atât la bursa românească, cât și pe alte burse. În fișa de portofoliu, atunci când trag o linie asupra profitului de anul trecut, chiar dacă au tranzacționat în dolari, în euro, au tranzacționat și în lei, până la urmă brokerul l-aduce la un numitor comun. Trebuie să știe ceva în nume acești investitori? Trebuie să știm că dacă avem câștiguri într-o altă valută decât lei, trebuie să transformăm câștigul din valuta respectivă în lei folosind cursul mediu de schimb publicat de Banca Națională a României și valabil pentru anul 2020. Ok, deci cursul mediu. Mă gândesc aici că poate chiar și brokerul poate să facă acest lucru, să trimită direct fișa de portofoliu. Da, ar putea, doar că depinde foarte mult și de momentul în care trimit fișa de portofoliu și atunci nu ar fi rău să existe o verificare, o dublă verificare, doar să ne asigurăm că într-adevăr cursul de schimb e cel corect. Așadar, la venitul net anual trecem profitabilitatea de anul trecut. Și ulterior vom avea la capitolul la bulina 8, impozitul anual datorat, 10% din cât am declarat. Exact. Mergând mai departe, vă rog. Ce ar mai vrea să menționez, că nu trebuie să ne limităm doar la declararea câștigului, ci putem avea situații în care am înregistrat poate o pierdere. Chiar dacă suntem într-o poziție de pierdere, trebuie să declarăm și pierderea. Asta înseamnă că nu vom avea un impozit efectiv de plătit, însă e important să declarăm, deoarece, conform normelor fiscale, pierderea poate fi folosită pentru a compensa profiturile viitoare. Da? Și putem să folosim pierderea, să o reportăm pe o perioadă de până la 7 ani, da? Pentru a compensa cu veniturile, câștigurile viitoare. Dar condiția este să declarăm și aceste pierderi. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, următorul subcapitol, aici trecem aceleași date ca cele precedente, nu câștigul venit și sau câștig din investiții 1.5, iar jos baza anuală de calcul a CSS pentru 2020 2230 de lei, asta înseamnă 26.760, cât a spus și noastră acel plafon, 10% 2.676. Și ar trebui să avem pe lângă 10% din câștigul nostru de anul trecut, plus acest 10% din CSS, adică plus 2.676 de lei. Și aici, dacă îmi permite și o observație ziaristică, până la urmă, investitorii care obțin un profit de 27.000 de lei, așadar la limită, sunt practic oarecum dezavantajați față de cei cu profituri de 200, 300 de mii de lei, 500 de mii de lei, pentru că, iată, aproximativ trebuie să plătească pe lângă 27, nu? 27, 10% din 27 de mii, 2700, CSS, practic o dublare, cum ar veni, a profitului. Da, fiind plafonat într-adevăr, indiferent de nivelul câștigului, contribuția CSS va fi aceeași. Aici e practic și o descurajare a micilor investitori. Bine, până la urmă, vă rog. Da, poate fi privită, doar că trebuie să ținem cont și că această contribuție de asigurări sociale de sănătate nu se datorează doar asupra veniturilor din investiții, ci se datorează asupra tuturor veniturilor personale pe care o persoană le poate obține. Și aici menționez venituri din chirii, venituri din investiții, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, și așadar nu e o prevedere special formulată pentru veniturile din investiții.
Mă uit și văd că mai avem doar o pagină, pentru că ulterior sunt câteva informații cu privire la modalitățile de plată. Aici deja sunt precompletate sumele datorate, cât și acel impozit pe CASS. Ce urmează de aici? Pentru că practic am terminat de completat. Cum plătim aceste taxe, aceste impozite? Plata se poate realiza prin transfer bancar, prin internet banking. E important de reținut că există un singur cont al trezoreriei în care trebuie efectuată plata, indiferent că vorbim de impozitul pe venit, indiferent că vorbim de contribuția de asigurări sociale. Deci un Iar cont cont unic. E un cont unic, da, și poate fi identificat prin codul 5504 în corpul contului IBAN. Există fiecare trezorerie are conturile proprii și, spre exemplu, dacă dăm un search pe lista de conturi ale Administrației Financiare Sector 1 și o căutare după codul 5504, vom găsi contul de trezorerie în care trebuie efectuat plata. În regulă, iar ca și un ultim aspect, pentru cei care investesc prin fonduri mutuale, pentru că am observat un interes din ce în ce mai mare și către acești investitori, această categorie de investiții, de asemenea trebuie să depună ei personal, nu? Doar dacă au rezat peste acel plafon. Trebuie să depună persoana fizică, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice, iar acel plafon, ne raportăm la acel plafon doar când vorbim de determinarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Da? Deci doar atunci ne raportăm la plafon. Din punct de vedere al impozitului pe venit, obligația de declarare există indiferent de plafon. În regulă. Și două aspecte mai avem de discutat, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Primul, credeți că o reținere la sursa impozitului și așadar o eliminare a acestei declarații ar ajuta piața de capital din România? Dacă nu greșesc, cred că au și fost discuții la un Da. moment dat cu privire la implementarea unui astfel de scenariu. Probabil că ar ajuta într-o oarecare măsură, pentru că ar fi tot o măsură de debirocratizare a întregului proces. Mai mult decât atât, dacă ne raportăm la tranzacțiile efectuate prin intermediari, deja există obligația la nivelul intermediarului de a raporta către ANAF tranzacțiile realizate și atunci, într-adevăr, probabil ar fi o măsură de simplificare care ar ajuta într-o oarecare măsură. Și domnule Jinga, un ultim aspect, un mesaj pentru cei care ne ascultă. Da, un mesaj legat de tranzacționarea pe bursă. Am observat din primăvara, din primele luni ale acestui an, oarecare efervescență pe bursă și pare că din ce în ce mai multe persoane se orientează sau se reorientează către investițiile pe bursă. E probabil un lucru extrem de bun, mai ales că vorbim de bursa și de piața bursieră din România. Doar că trebuie sfatul meu, indiferent că vorbim de tranzacționare pe bursă, indiferent că vorbim de poate îndeplinirea obligațiilor fiscale, e că atunci când ne decidem să investim, trebuie să ne asigurăm că am adunat informațiile corecte și complete de la specialiști. Și că, bineînțeles, așa cum probabil toată lumea spune și repetă, investim pe bursă, ar trebui să investești atât cât ești dispus să pierzi, pentru că știm foarte bine că există oarecare volatilitate. În regulă. Vă rog. Da, cam astea ar fi și, bineînțeles, pentru cei care au obținut venituri din investiții, reamintim că mai sunt aproximativ 3 zile până când trebuie să depună atât declarația, cât și să efectueze și plata impozitului și a unor eventuale contribuții sociale. Deci până pe 25, atât completarea, depunerea, cât și plata. Exact, atât completarea declarației, atât transmiterea către ANAF, cât și efectuarea plății.
În regulă. Noi încheiem aici emisiunea ZF, deschiderea de astăzi, 21 mai 2021. L-am avut alături de noi pe Daniel Jinga, Senior Manager People Services al KPMG România. Vă mulțumesc tare mult, domnule Jinga. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Numai bine! Ai Alef News. Știu ce spun. Un simpatizant Tauri a amenințat cu moartea mai mulți intelectuali. Dorm liniștit, poliția nu face nimic. Știu ce te interesează. Conflictele se țin lanț între PNL și USR Plus. Coaliția funcționează foarte bine. Pierdem cu toți, pierdem timp, pierdem investiții. Știu cum să te fac curios. Planeta este într-un moment de primejdie. Sacoșa de rafie costă $700. E greu pentru noi femeile să mai alegem bărbați. Știu cum să te emoționezi. România nu e în stare să facă un transplant de plămâni. Singurul spital care făcea asta nu și-a renoit acreditarea. România a făcut doar 8 transplanturi. Știu să conving. Am fost mai tare în coajă în seara asta. Știu să câștig. Să știi că am stat un pic cu sufletul la gură, nu știam cum să vă departajăm. Știu, deci știi. Băieți, ați făcut treabă bună și în seara asta. Știi ce zic? Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.